picioare. Iar asta e de rău. E foarte rău. Bun. Din greșeală, s-ar putea să fie astupat și locul unde se află scara. Opa. L-am găsit. Trebuie să mă asigur că acest pătrățel, cub, e un cub, nu un pătrățel. Depinde dacă perspectiva din care ne uităm. Dacă îl privim într-un spațiu tridimensional, este un cub. Dacă ne uităm la el cu ochii unor oameni proști, este un pătrat. Dar, ei bine, noi știm foarte bine că astfel de chestii nu contează. De ce? Pentru că mama natură ne-a distrat cu 5 ochi, 6 guri, 3 măsele, care îmi plac la nebunie. Știți? Din toată graba asta am uitat să mai fac un topor care să mă duc să mai tai niște lemne. E întuneric afară. Știu asta. Mă întreb dacă și ei știu. În curând voi muri de foame. Va trebui să urc sus, să-mi fac un topor și apoi să cobor. Doamne, dar întunecat este, trebuie să dau pe brightness. Trebuie să dau brightness mai mare, mă refer. O, da. Mult mai bine. Oh, Doamne, ce urât arată. Mai bine o să am pe Moody. O să-l pun înapoi când se va face zi. Când voi avea topțe. Când bunicul Joe va înceta să mai plângă. Pentru că i-am mâncat banana. Dar dăm voie să spun, bunicule Joe. Banana nu era ta. Și nu era o banană. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Asta e probabil cea mai urâtă podea din istoria podelelor, dar e podeaua mea și îmi place. Îmi place așa de tare podeaua asta, încât aș mânca-o, ca pe un strudel. Știți, vă... era pe normal. Stai bine. Trebuie să mai caut copaci în apropiere. Să zice, mai speria copăcelule. Păi tot asta de copac m-a speriat. A încercat să-mi slăbească mușchiul cardiac. De ce? Să mă omoare. Pentru că știu prea multe, am văzut prea multe. SRI-ul are ceva cu mine. Am văzut seara un documentar despre pești. Crezi că SRI-ul mă urmărea? Da. Aseară am fumat 3 jointuri. Cred că SRI-ul m-a pus să fac asta. Au fâșnituri. Cred că SRI-ul face asta. Orice ar fi, nu contează. Pentru că o să tai copacul ăsta și o să-mi placă. De ce? Pentru că seriul nu vrea să fac asta. Dar eu o fac totuși. De ce?
pentru că mă opun sistemului. Cine este sistemul? Băsescu. Ce vrea Băsescu? Nici el nu știe. Dar eu nu vreau să știu ce el nu știe. Pentru că dacă știi, seriul m-ar ucide. Așa că sunt în siguranță. Va trebui să-l fac mai înalt. Pentru că... No! Pentru că oricând pot să am musafiri. Iar dacă musafirii sunt mulți, nu o să aibă unde să stea. Iar locul ăsta e cam îngust. De asta o să-l măresc. Iar copiii mei o să distreze așa de bine, încât nici nu o să știe cum îi cheamă. Adică nici eu nu știu, nu o să știu cum îi cheamă. Ei, nenea Creeper, bună! Ei, știi? Bună, vecine! Ei, uite un cadou din partea mea. Sper să-ți placă. Și dacă îl plantez într-un ghiveci, nu va crește. Dar dacă îl pui în pământ, va crește. Și în câteva zile vei avea o junglă. Lângă frumoasă. Dar stai de parte de casa mea. Debea am renovat-o. Am o podea mișto. Cum tu nu o să ai în viața ta. Ei, uite, încă un vecin. Stai cu două etaje mai jos. Ei, vecine. Știi? Dacă îți dau o cană cu zahăr, o să pleci naibii? Probabil că nu. De aceea nu o să-ți dau. Mă gândesc că poate totuși ar fi bine ca, nu știu, poate că e bine că Obama e negru. De ce? Pentru că acum putem fi cu toții rasiști. De ce putem fi cu toții rasiști? Pentru că trăim în România. Și în România trăiește țiganii. Țiganii sunt foarte rasiști. O, da? Ce? Nu mă credeți? Țiganii sunt foarte rasiști. Dacă te iei de ei, oh my god, vin cu tot neamul pe tine, îți fură și chiloții, și apoi, de ce iată? Că de ce te-ai luat de ei? Bă, așa e. Na, ce să faci? A, uite, așa e mai bine. Putem să vedem îndepărtare. Avem o câmpie. Avem o câmpie. Stăm la câmpie. A, naiba. A, ce frumos e. Uite un porc. Avem lavă. Cred că o să mă duc acolo să-mi fac un... să fac o... N-am nem. Opa! Trebuie să avem grijă. Noi nu vrem să cădem. De ce? Pentru că s-ar putea să ne rupem... fundul. Iar asta nu ne place. Nu. Ce faci, mă? Vecine? Te-ai spărat că nu-ți dau zahăr? Da? Așa se pare. Deci de acum încolo nu uitați. Când aveți un vecin nou, dați-i dracului zahăr. Ca fi face naibă gaură în pământ. Și asta e urât. Până când... A, Doamne, da, am un acoperiș, uite, super. A, deci eu o să am o casă cum nimeni nu o să aibă niciodată. Aia era inestetică. Nu-mi plac inesteticile. Toată casa mea e inestetică. Dar pe mine nu mă deranjează.
D'accord. Ah. The fuck, ca bonus de 3 attack damage, 2 attack damage. Nu mai jucam Minecraft de mult. Și îmi place. Oh. Am uitat să mă uit în... A, uite acolo. A, acolo trebuie să merg. Ei, uite bucata mea de lemn. O să-l numesc Jimmy. O să-i fac doi ochi. Și o gaură. Damn. Nu e bine să cad pe acolo. Totuși ar fi bine dacă aș găsi niște cărbune, pentru că mi-e cam foame.